Este centru medical Delta, sunt 4500 de metri pătrați de spații medicale pentru diagnostic și tratament. Este o policlinică pe care o inaugurăm și bucur, reafirm bucuria ca dumneavoastră să fiți alături de noi. Înseamnă un spital care foarte probabil va fi inaugurat la începutul anului viitor. Înseamnă o parcare care are 170 de locuri, ca să definez toate elementele arhitecturale a acestei facilități. Policlinica are un centru de diagnostic clinic și tratament multidisciplinar. Sunt toate cabinetele care pot oferi servicii medicale din toate specialitățile medicale. Un centru imagistic cu dotare completă, probabil că știți, în această locație a fost inaugurat primul aparat IRM-3 Tesla din Europa de Est și ființează, depășind astăzi peste 1300 de investigații de înaltă performanță desfășurate în acest centru. Se găsesc și alte mijloace de investigații imagistică foarte performante, sonografie, fluoroscopie, mamografie și în curând va fi și un CT dedicat profilului acestei instituții pe care am să-l detaliez un pic mai târziu. De asemenea, un laborator multifuncțional care poate oferi teste de la cele mai simple până la cele mai complicate genetice și anatomie patologică, un segment de oncologie aflat în policlinică pe care dumneavoastră l-ați descoperit, o stomatologie foarte modernă și în curând va fi un spital care are 4 săli de operație, o zonă de reanimare cu 5 posturi dotate pentru chirurgie de performanță, chirurgie laparoscopică avansată și 52 de paturi în locații adecvate, să ne spunem elegante. Și întreg ansamblu se constituie ca o alternativă pentru pacienți și medici. Într-un moment în care tot mai mulți români aleg să părăsească România, atât medici cât și pacienți, noi alegem să oferim soluții în țară, să rămânem în slujba comunității de aici, fideli unor valori perene, care sunt și pilonii morali ai edificiului Delta Pro, calitatea actului medical și prietenia care a străbătut ani dintre membrii fondatori, caractere puternice legate prin onestitate, profesionalism și pasiunea de a-și ajuta semenii. Deci suntem aici, gata de drum, un drum pe care îl dorim cât mai plin de satisfacții prin noi, pentru pacienții noștri. Noi cei care am pornit acest proiect ambițios, Delta Pro, și care suntem toți profesioniști adevărați, oameni care practică medicina de mulți și care și-au propus totdeauna să-și ajute semenii, dar să fie nu numai profesioniști, și oameni plini de compasiune alături de pacienții lor. De aceea spun că acest nou model de centru medical, așa cum am făcut noi aici la Delta Pro, un centru multidisciplinar care să aibă sub același acoperiș toate posibilitățile atât diagnostice cât și terapeutice, este viitorul medicinii românești și da, asta este soluția pentru a nu mai pleca din România, cel puțin din motive medicale. Multă sinceritate că am venit în primul rând pentru doctorul Cătălin Popescu, pe care personal îl consider cel mai important chirurg al generației lui, pentru că s-a făcut remarcat la mare distanță într-un domeniu de chirurgie de mare dificultate, și anume în chirurgia obezității morbide, în care îmbină talentul lui de chirurg mini-invaziv și cred că în acest moment nu se mai poate vorbi de chirurgie fără să abordăm domeniul chirurgiei mini-invazive, nu se mai poate vorbi de vârf chirurgical fără să discutăm de chirurgie mini-invazive și l-a combinat cu studiul metabolismului și fiziologiei obezității și fiziopatologiei obezității de maniera unui adevărat om de știință.
Dacă ați remarcat din prezentare, acest edificiu se datorește în afara menirii de a fi un edificiu medical și a fi un focar de știință și de promovarea științei și de propagarea științei. Există instalații de transmis la distanță, există metodologie de a organiza ateliere de învățământ aici, în ateliere în care vor fi promovate lucruri acumulate din experiența chirurgicală a echipelor care vor lucra aici și din cercetările echipelor care vor lucra aici. Pentru că, deși tehnic vorbind, doctorul Popescu nu este în universitate, cred că este unul din chirurgii cu vocație academică care se detașează de departe în peisajul actual al chirurgiei autohtone. Echipa medicală reprezentată aici de trei conducători, dar și echipa medicală în întregime, așa cum ne-a fost întrebată, cred eu constituie garanția evoluției foarte bune a acestui centru medical de recepție sau de excelență sau de abdomen. Și aici mă duce gândul către ce a spus Salvador Dalí. Să nu ne temem de perfecțiune, pentru că nu o vom atinge niciodată. Dar, cred eu, lupta permanentă de a atinge către perfecțiune este cea care onorează un om activ, un om perseverent și aici cred că îl găsim și pe Cătălin Popescu, dar de bună seamă și pe ceilalți colegi. România are nevoie de medici, nu putem să renunțăm la medicii minunați pe care îi avem în această țară și cred că vor găsi posibilitățile de a se afirma și de a realiza medicină de înaltă calitate. Medicina românească totdeauna a fost de medicină de performanță și iată că și pe calea medicinei private se pot realiza lucruri extraordinare. S-au întors în țară specialiști din diverse domenii, eu sunt chimist, am câțiva colegi chimiști care au realizat cariere de succes în țară, cred că medicii și mai mult pot să realizeze cariere admirabile. Și, într-adevăr, există motive să rămânem în țară. Și eu sunt unul care m-am perindat prin străinătăți și iată că am sfârșit în țară și cred că mulți dintre cei care doresc pot să realizeze lucruri la fel de performante și în această țară. Avem nevoie de asemenea oameni, avem nevoie de profesioniști adevărați, e nevoie de o reprofesionalizare a vieții românești în toate domeniile. Iar medicina, cred că, este în primele rânduri.